Jucătorii se despart tot timpul cu greu de, de FCSB. Dumneavoastră ați avut luat, v-ați despărțit cu greu de vreun jucător de-a lungul carierei? Niciodată, iau banii. Adu-mi bani, ia pe care vrei. Și la Mirel, atunci ați dat greu. Nu, și am luat bani mulți pe el. Nu, singurul jucător cu care țin legătura mai mult decât când era la mine este Tănase. Cu care vorbesc la 2-3 zile, vorbesc cu el. El zice, ce face Ferguson? Hai, dar ce mutare a făcut! Și ce mutare a făcut Ferguson cu tare! Deci, și el a zis, o să vină antrenor. Înțelegi? Și domnule, eu când o să vin, cu mine nu mai poate să facă ei, adică de voi. Că eu le spun, domnule, nu mă întrebați de întrebări, întrebați-mi pe Ferguson. E, glumim, îți dai seama. Dar prea frumos caracter. Frumos, frumos de tot caracter, Tănase. Îți dai seama, lua banii degeaba, i-a dat aia banii să plece. Și a dat și banii acum. Și a zis, hai să vezi că în iarnă ăștia, mai te dă ăștia afară, mai zi și ăștia bani. Și vii la mine și te duc în Liga Campionilor la bar. Dar se uită la meciuri de acolo? Se uită la meciurile FCSB? Urmărește cât poate? Păi tu n-auzi. Păi dacă mă sună și în pauză câteodată. Ce mutare a făcut pe lucru zon. Da. Aia, glume, îți dai seama. Hai, domnul să vă ajungi la tot.